În ultima perioadă, rata de infectare cu COVID-19 a crescut foarte mult la nivel național. Nu face excepție nici județul Hunedoara, unde, în doar 3 săptămâni, rata de infectare cu noul coronavirus aproape s-a dublat. Suntem undeva la un 4,2 incidența medie pe județul Hunedoara, incidență care nu am avut-o niciodată de la începutul acestei pandemii de anul trecut, din luna martie. Am mai avut valul al doilea în zona octombrie-noiembrie, unde și atunci existau foarte multe infectări, dar nu erau la nivelul acesta. Din păcate, ce vedem faptic la ora aceasta este că este un grad de infectare foarte rapid, foarte virulent. A crescut în 3 săptămâni de la medie de 2,5 la 4,2, deci aproape s-a dublat incidența în județul Hunedoara. Acest lucru a dus la o creștere a gradului de ocupabilitate a paturilor ATI din spitalele suport COVID din județul Hunedoara și destinate persoanelor infectate cu SARS-CoV-2. Situația a devenit chiar critică, întrucât în județ nu mai sunt astfel de paturi libere, iar bolnavii hunedoreni așteaptă fie să se elibereze vreun loc, fie să fie tratați în altă parte în țară. Dar nici la nivel național lucrurile nu stau deloc bine la acest capitol. S-a schimbat virusul până la urmă. Există o altă componentă, după părerea mea, mult mai virulentă. Există un grad mare de acoperire a paturilor în spitalele suport COVID. Nu mai avem locuri de o săptămână și mai bine la ATI din județul Hunedoara. Încercăm, cei care stau în așteptare, să fie în altă parte duși la alte secții ATI din țară. Din păcate, nici la nivel de țară nu sunt locuri sau sunt foarte, foarte puține. În județul Hunedoara nu s-a pus încă problema revenirii la spitalele destinate exclusiv bolnavilor de COVID-19. Ultimul spital exclusiv COVID a fost cel din Hunedoara, dar care, de aproape 2 luni, a redevenit unul suport, ca și celelalte unități de profil din județ.